Statul român va pune la dispoziția românilor, fără asigurare medicală, pachetul de bază de servicii medicale la medicul de familie, care include consultații, screening și monitorizarea unor boli cronice. Ministerul Sănătății a vorbit despre proiect și despre implementarea acestuia. Conform playtech.ro, Adriana Pistol, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat că, înscriind neasigurații în listele medicilor de familie și accesul lor la pachetul de bază de servicii medicale din contractul CNAS, se vor putea preveni suferințe și cheltuieli mari. Inițiativa este în forma unui proiect de ordonanță de urgență. Este o propunere a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Sunt persoane neasigurate care sunt înscrise și acum la medicii de familie. Toți cei neasigurați se pot înscrie acum la medicul de familie și pot beneficia de pachetul minimal de servicii medicale, a mai spus dr. Adriana Pistol. Ce se dorește este nu numai să le oferim pachetul minimal, ci pachetul de bază, care conține ceva mai multe servicii. În pachetul de bază există servicii care includ inclusiv servicii de prevenție, inclusiv screening și monitorizarea unor boli cronice, a adăugat secretarul de stat. Toți cei care se reînscriu în baza unei metodologii care va fi pusă la dispoziție de CNAS vor beneficia de acest pachet extins. Până acum, ei beneficiau de servicii de prevenție odată la 3 ani, de servicii medicale de urgență, de monitorizare în sarcină și lăuzie și la bolile cu potențial endemo-epidemic. Acum ei vor beneficia și de consultații, inclusiv la domiciliu, monitorizări de servicii de prevenție și de profilaxie, la fel ca și persoanele asigurate, pentru că prevenția este importantă, inclusiv de acel pachet care este pentru persoanele asigurate, 40 de ani plus, de depistare a bolilor care se instalează în jurul vârstei de 50 de ani, de servicii diagnosticate și terapeutice, dar nu de cele adiționale, precum ecografiile, de exemplu, a explicat Mihaela Tănase, purtător de cuvânt al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, relatează playtech.ro.